Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă, prima a lunii decembrie, după evenimentele avute cu ocazia sărbătoririi zilei naționale. În perioada 3-7 decembrie, o delegație formată din 30 de membri a echipei din Primăria Municipiului Roman s-a deplasat într-o vizită de lucru la Oradea. Echipa de 30 de membri din primărie a fost completată cu 3 reprezentanți ai asociației Fundația Terra Mileniul 3. Împreună suntem într-un parteneriat, într-un program cu finanțare europeană, creșterea capacității administrative a municipiului Roman prin reproiectarea sistemului de management al calității și introducerea CAF, un proiect finanțat de Uniunea Europeană, așa cum vă spuneam, într-o valoare totală de 417.610,47 lei. Practic, obiectivul acestui proiect este acela de a crește la nivelul administrației municipiului Roman creșterea nivelului de cunoștințe și abilități necesare pentru utilizarea și optimizarea permanentă a proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari. Noi am identificat la nivel național ca prima instituție care a introdus sistemul de autoevaluare, sistemul CAF, ca fiind prefectura Oradea. De asemenea, din punct de vedere a managementului calității, o primărie foarte avansată a fost primăria Oradea, astfel încât am încercat să legăm cele două instituții publice din județul Bihor pentru a dezvolta și un schimb de experiență între reprezentanții primăriei municipiului Roman și reprezentanții municipiului Oradea. Și am efectuat de asemenea și o vizită de lucru la Eco Bihor, societatea care administrează depozitul ecologic de la Bihor, pentru a înțelege și din punct de vedere al sistemului de colectare colectivă cum funcționează lucrurile la nivelul județului, la nivelul municipiului Oradea. Dacă, să spunem, la nivelul municipiului Oradea am avut discuții aplicate pe sistemul de colectare a deșeurilor care este realizat de o altă societate, am vrut să vedem și care sunt efectele până la urmă în momentul în care ajung la depozitul ecologic aceste deșeuri, dacă se respectă fracțiile de colectare selectivă. Și am constatat că mai este mult de lucru, chiar dacă vorbim de un oraș din vestul țării. Acele încercări de a închide platformele gospodărești nu dau tocmai efectul scontat, în sensul în care țintele de reciclare sunt departe de a fi atinse, fiind undeva cam la același nivel cu municipiul Roman. Am fost plăcut impresionați de sistemul creat la biroul unic din Oradea, un sistem foarte modern, care a adus în incinta primăriei și câțiva furnizori de utilități. Un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, însă mai greu de implementat la Roman, având în vedere faptul că Oradea este până la urmă un municipiu reședință de județ și toate aceste instituții și-au sediul în municipiul reședință de județ. Însă sistemul de birou unic, părerea mea că poate fi implementat, deja am vorbit cu colegii mei din primărie. În perioada următoare vom identifica un spațiu generos care să permită realizarea unui astfel de birou unic și cetățenii să reușească într-un singur loc, într-un mod civilizat, să rezolve problemele pe care le au în primărie. De asemenea, sistemul de parcări care este foarte bine dezvoltat la nivelul primăriei Oradea.
în sensul în care sunt penalizate staționările pe o perioadă mai lungă de o oră, două ore și așa mai departe. Practic se acordă în zona centrală sau în zona primăriei, mai bine spus, în primele 30 de minute sunt gratuite, după care progresiv prețurile se ridică destul de mult, ajungând chiar la două ore undeva la 3 euro. Și de asemenea am mai discutat și în ceea ce privește poliția locală, care aplică foarte multe amenzi în sensul descurajării acțiunilor antisociale și în ceea ce privește normele de utilizare a domeniului public și de întreținere a domeniului public, poliția locală amendând inclusiv asociațiile de proprietari care nu-și tund gazonul cel puțin o dată pe lună sau care nu curăță zona de competență și nu o igienizează. Vom încerca și noi încetul cu încetul să devenim mai fermi în ceea ce privește respectarea normelor de conviețuire socială. Vom sancționa mult mai sever, îi vom sancționa pe cei care vor arunca deșeuri în alte zone decât cele special amenajate, inclusiv pe domeniul public, dacă nu vei arunca la coșul de gunoi o hârtie și o vei arunca pe jos, vei fi sancționat. Credem noi că doar în acest fel putem să vorbim despre un oraș mai curat, un oraș civilizat, în care fiecare să ne respectăm unul pe celălalt și să putem ridica gradul de civilizație. De asemenea, vreau să vă informez că începând cu data de 1 decembrie am deschis un nou site, sau să spunem, am refăcut site-ul primăriei, un site pe care mi l-am dorit mai prietenos cu cetățenii, cu utilizatorii. Este mai ușor de utilizat, am încercat și din discuțiile pe care le-am avut și cu colegii mei să-l facem cât mai ușor de utilizat. Și acest site cu siguranță va fi îmbunătățit și în funcție de reacțiile pe care le vom avea de la cetățeni, în funcție și de noile servicii de asemenea pe care le vom introduce. Vreau să vă anunț că acest site a fost realizat în integralitate de către colegii mei de la biroul informatic din primărie. Ca element de noutate, să spunem, pe prima pagină am introdus accesul la toate serviciile online pe care Primăria Municipiului Roman le oferă. De asemenea, avem și o secțiune dedicată evenimentelor ulterioare care se vor realiza la nivelul Primăriei Municipiului Roman. Și de asemenea am scos în evidență și am afișat pe site și toate achizițiile pe care le face Primăria Municipiului Roman, atât achiziții directe, cât și contractele cu o valoare mai mare de 5.000 de euro, fiind toate afișate pe site-ul primăriei. În ceea ce privește comercializarea brazilor pe raza Municipiului Roman, piața nu are o autorizație de comercializare a acestor brazi de Crăciun. Avem o solicitare din partea unui agent economic pentru a vinde cetină. I-am oferit locație în Potcoava, așadar romașcanii care vor dori să achiziționeze aceste ramuri de brado pot face din Potcoava pieței. Restul celelalte produse putând fi achiziționate din magazinele care comercializează acești arbori specifici de Crăciun sau din zonele special amenajate de alți agenți economici. Aș dori să fac un apel la fiecare dintre cetățenii municipiului Roman, întrucât
municipiul Roman sau reprezentanții ai municipiului Roman sunt implicați în două proiecte naționale. Unul îl vizează doi tineri din Roman care sunt implicați în faze finale pentru titlul de voluntarul anului. Larisa Ionela Ciocan este o tânără din Roman care se află în competiția pentru titlul de voluntarul anului în domeniul social. Și cel de-al doilea tânăr este Matei Dăscălița, care se află în finală pentru voluntarul anului în domeniul tineret. Aș vrea foarte mult să-i sprijinim fiecare dintre noi. Eu am făcut și o postare publică în ceea ce o privește pe Larisa. În cursul zilei de azi voi face și o postare în ceea ce îl privește pe Matei și fac un apel la fiecare dintre dumneavoastră să întoarcem practic spiritul de susținere pe care de care au dat dovadă acești doi tineri și noi ca și comunitate locală să le răsplătim acest efort pe care l-au făcut cu sute de ore de voluntariat în domeniile în care s-au implicat, un exemplu de urmat pentru ceilalți tineri și cred eu că merită susținerea noastră a tuturor romașcanilor. De asemenea, un al doilea proiect pe care aș dori să-l susținem împreună este proiectul intitulat Susține igiena în școli, acolo unde școala Carol I din municipiu are șansa de a câștiga finanțarea pentru modernizarea obiectelor și instalațiilor sanitare. Școala gimnazială Carol I se află printre finaliști, dar câștigarea proiectului depinde foarte mult și de votul online. Este vorba de un proiect finanțat de Domestos, așadar pe site-ul www.domestos.ro, igiena în 10 școli, romașcanii care vor dori să susțină acest proiect vor avea posibilitatea să voteze școala Carol I din Roman pentru a obține această finanțare. Și dacă tot ne apropiem încet și sigur de perioada sărbătorilor de Crăciun, vrem și în acest an să îi răsplătim pe cei care vor amenaja cât mai frumos fie balconul, fie spațiul comercial, fie casa, iar ca element de noutate ne-am gândit să introducem și ornarea celei mai frumoase scări de bloc din Roman. Credem noi că și aici unde există condominii, asociațiile de proprietarii de pe o anumită scară pot face un efort comun pentru a introduce spiritul sărbătorilor și în condominii la nivel de grup. Dorim să încurajăm foarte mult ca fiecare dintre romașcani să se implice în acest proiect. Noi am creat acest grup pe pagina pe rețeaua de socializare Facebook, Spiritul Crăciunului l-am intitulat și așteptăm până pe data de 17 decembrie aceste poze prin care romașcanii care doresc să se înscrie pot primi like-uri de la prieteni, de la cunoștințe, de la rude, de la cei cărora le place cu adevărat cum și-au ornat aceste patru categorii pe care le-am gândit noi. Iar pe data de 19 noiembrie, atunci când vom avea ședința de Consiliul Local, ședința festivă, să invităm alături de noi și să-i premiem la fel ca anul trecut pentru susținerea, până la urmă, așa cum se cuvine, a sărbătorilor de iarnă. Și dacă tot vorbim de sărbătorile de iarnă, vreau să-i anunț pe romașcani că astăzi este ultima zi pentru înscrieri la evenimentul dedicat celor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, Nunta de Aur. Până în acest moment avem un număr de 58 de familii înscrise, mai avem și astăzi, așa cum vă spuneam, termen pentru înscriere și în perioada imediat următoare vom demara toate activitățile necesare pentru organizarea acestui eveniment, care reprezintă și acesta o recunoaștere pentru viața în familie, la nivelul comunității noastre și sunt exemple care trebuie promovate pentru a fi urmate de cât mai mulți dintre semenii noștri.
De asemenea, tot în această perioadă lucrăm și la programul pentru sărbători și la programul pentru Revelion. Discuțiile sunt foarte avansate în sensul în care deja am reușit să facem programul și în aceste zile semnăm și contractele pentru concertul de anul nou. Vom începe activitățile la ora 21. Suntem într-un parteneriat cu mai multe orașe din Moldova pentru ca între noi să împărțim o serie de artiști care vin în zona noastră și aceste municipii sunt Suceava, Botoșani și Piatra Neamț. Așadar, vă spuneam, concertul va începe de la ora 21 cu un recital al Paulei Selling. De la ora 21.40 va intra bere gratis. De la 22.30 vom promova și o serie de artiști locali pe care i-are municipiul Roman. La 23.05 va intra pe scenă Ada și Band. De asemenea, cu câteva minute înainte de anul nou, de numărătoarea inversă pentru a intra în anul 2019, îmi doresc foarte mult să-i aduc la cunoștința publicului pe tinerii romașcani care au fost implicați în proiectul cu capitala tineretului, un proiect care a făcut să arate că Romanul are tineri de viitor, tineri de succes și vreau ca pe toți acești tineri să-i prezint romașcanilor. Așadar, practic, ultimele 10 minute le vom dedica tinerilor din Roman. Va urma spectacolul de artificii, după care vom închide spectacolul de Revelion cu un recital al cunoscutei artiste basarabence Adriana Ochișanu. Așa cum am anunțat într-o conferință anterioară, am lansat acea aplicație de sesizări online, aplicație intitulată Pentru Roman. Vreau să vă informez că deja în această scurtă perioadă de când a fost implementată, un număr de 525 de utilizatori s-au înscris în această aplicație. S-au înregistrat un număr de 98 de sesizări, marea majoritate privind străzi, alei, trotuare. Practic această secțiune a fost cea mai cu cele mai multe probleme raportate. Ulterior am avut secțiunea altele, iluminat public, parcări neregulamentare, spații verzi, situații de urgență. În momentul de față, cred eu că există un feedback foarte bun între cetățeni și primăria municipiului Roman, în sensul în care pentru fiecare sesizare primită se primește un răspuns din partea colegilor mei din primăria municipiului Roman. Atunci când sunt necesare clarificări suplimentare, trimitem mail. Și de aceea recomandarea mea este ca mail-urile cu care sunteți înscriși să fie mail-uri pe care să le folosiți în mod curent pentru a ne răspunde la solicitările de clarificare pe care uneori mai sunt necesare și împreună să îmbunătățim această aplicație de la o perioadă la alta, scopul nostru fiind unul comun, acela de a rezolva problemele care apar pe raza municipiului Roman și de a ne menține un nivel de confort și un nivel de calitate al vieții cât mai ridicat pe raza municipiului Roman. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință și pe mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ce este capul ăsta? Da, sistemul de autoevaluare al... Practic, la nivelul fiecărui compartiment, la nivelul fiecărui serviciu, trebuie să existe un sistem de autoevaluare a activității și obiectivul nostru comun al tuturor reprezintă tocmai
performanța la nivelul sistemului public, o performanță pe care eu o doresc cât mai ridicată. Și atunci această echipă sau cei care am făcut parte din delegație sunt reprezentanți sau conducători ai diferitelor structuri din cadrul primăriei municipiului Roman, care trebuie să aibă și capacitatea de a se autogestiona la nivelul serviciului din care fac parte. La un moment dat, implicarea lor nu trebuie să fie doar la nivelul unor ordine venite de la nivelul conducerii, ci trebuie să fie și o delegare a competențelor, iar pentru acest lucru trebuie ca fiecare dintre șefii de serviciu sau persoanele desemnate din serviciile, din direcțiile respective, să aibă capacitatea de a face evaluarea personalului din subordine. Practic, sunt sisteme pentru o capacitate administrativă mult mai ridicată. Vă spuneam, pe lângă managementul calității, și practic noi urmărim prin acest proiect și autorizarea la sistemul nou de management a calității 9001-2015 și acest sistem de autoevaluare. Ați vorbit despre activitatea poliției locale din Oradea. Vreau să vă întreb dacă și pentru poliția locală din Roman o să vorbiți cu ei, să fie la fel de activ și la fel de... Eu vă pot spune că în momentul de față consider că poliția locală de la Roman este destul de activă, însă nici la Oradea și nici la Roman și nici nicăieri în țară nu o să vedeți un organ de control care să fie popular printre cetățeni. Deci acel organ de control care aplică sancțiuni nu va fi niciodată popular, însă în același timp puteți și aveți exemple peste tot în Europa și în lume că disciplina se face doar prin măsuri punitive și doar prin măsuri punitive putem să vorbim despre comunități mai curate și mai civilizate. Deci în continuare poliția locală își va face datoria, poliția locală va aplica în continuare sancțiuni, chiar dacă acestea nu sunt pe placul romașcanilor. Reveniți cu câteva detalii despre contractul de colaborare cu chiobetii de anul acesta. Ce obligații revin primăriei, ce obligații revin provizorului, cât, ce relevență plătește da. Sunt cele publice care au fost aprobate prin hotărâri de Consiliul Local și aveți anexa pe site și contractul. Dacă sunt firme jurnale, dacă Pii? Le știți, spuneți-ne astea câteva detalii. Dar le știți. Păi le știu, la fel cum le știți și dumneavoastră și le puteți lua de pe site. Citești capul, da. Da. Spuneți-mi, de ce cam s-a avut stârbul de Crăciun de anul ăsta? Adică mai vin de acum încă... Urmează să mai vină, da. E abia la început. Sunt alte târguri care se mai organizează prin alte localități în această perioadă. Au fost târguri de Sfântul Nicolae și ulterior, încetul cu încetul, încep să se popleze. 20 de căsuțe am adus. Căsuțele sunt ale noastre, ci da. încasează viobete. Și ei dau o cotă parte. Dau o cotă parte pentru susținerea concertului de Revelion. Se face lucrurile pe doamnă primărie? Cred că da. Contribuția salariaților, da? Exclusiv.